Bună ziua! Episodul numărul 4. Hai că nu se mai înjur acum pentru că suntem în post, nu mai am chef de înjurături. Bine, nici nu aș avea de ce că nu mai mă înjur nici pe mine. Nu prea se mai ocupă cu înjurături așa mult oamenii ăștia. Uite, totuși mi-a atras așa atenția. Chiar îmi place articolul ăsta. Must read. Scrisoare către partenerul de ride sharing. Scrisoare deschisă, nu știu ce, nu știu cum. Ia să vedem noi ce se prezintă aici. În fine, hai să las camera într-o parte și să vorbesc. Bun. Și de acolo să vorbesc aici. Mai du-te, mă! Că faci, zice, că ce dracu să vorbim? Vreau să răspund aici. Ești nebun. Nu mai pot. Nu mă vreau să le zic că... Nu, e bine că, uite, ei se luptă cumva, fac protestele astea, până la urmă, hai că, până la urmă, nu știu, au și o parte bună protestele astea. În cazul în care vor legaliza cumva nu marihuana, că o să legalizeze și ride sharing-ul, adică pe mine m-a ofticat treaba că vor să-l interzică. Asta e oftica mea. Dar ca să-l legalizeze, să-l... De fapt e legal, numai că e în altă formă. Uite, mă! Așa. Nu mă uite. Politician. Politician. Păi, băi, hai să zic o treabă. Deci am fost membru PRM, deci Partidul România Mare din 9-9-1999. Și l-am văzut. Și l-am votat pe Vadim, frate, în turul 2. Și să mură, deci ăla cred că a câștigat alegerile, dar cât a fost mafia lui Iliescu, spun eu că Vadim era președinte, dacă era pe corect. În fine, și de când a murit Vadim, nu mai am pe cine să votez, vorba aia, eu cu cine votez. Da, da, frate, pe cine să votez, pe PSD-ul, pe USR, pe nenorociții. În fine, vorba aia, adică... Cum zice, mă, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor, știi? Adică treci de la un stăpân la altul. Orică vin americani, orică vin ruși, tot sub alt stăpân ești, tot. Că nu putem noi să ne batem, să ne luptăm cu America. Adică... Cum mai tăi? Da, să aud în cameră! Care are și microfonul ăsta, nu știu dacă s-aude bine, știi? Ce facem noi acolo, viol? Da, mă! Da, frate, deci România are... Deci toată România nu are cât New York-ul, zona urbană. Să nu mai punem zona metropolitană, știi? Deci noi toată România, dacă ne adunăm cu sap, cu săpile, cu... Nu facem nici cât New York-ul. Așa. Deci cu cine să te bați? Stai, mă, că... Cu turcii. Cu turcii. Uite, stai, mă, că... Așa, vreau să niște idei pe scurt, așa. Deci, ok. Bă, uite, știi de când au făcut ăștia la taxi? Au crescut tariful de la 1,39 la 1,79, 40 de bani sau cât au crescut ei acolo? Au crescut, frate, și la Taxify, de la 1.1 la 1.3, știi?
Că eu le-am scris la taxi și băi nene, hai frate, păi, motorina a crescut, taxiurile au crescut tariful, voi ce faceți, ce așteptați? Și cu chiu, cu vai au crescut și ei la 1.3 tariful, știi? Dar ăștia au un sindicat, ăștia au cum să vorbească, noi la taxi fai, da bine, nu-ți convine, pa, hai, valea. Așa, deci au făcut și ei un lucru bun, că au crescut tariful. Așa. Nu am. Zic că dacă ești inginer, ai tânat facultate. Nu, nu sunt inginer, sunt economist. N-ar mai fi. Da, bă, ori politician... Nu mai vorbi urât. Nu mai vorbi urât, că... Să sperie, nebun. Da. Da, mă, ori trebuie să faci ceva, ori să fii politician, ori să fii... Habar n-am. Ori ești politician. Actor. Faci actorie. Dacă nu... Nu poți să fii. Da, așa, clientul te laudă pentru că nu ai cum să te plângi în caz de abuz sau umilință. Te laudă pentru că poate îți promite, vomite, înliniștit, căcat, maca. În fine, le citesc pe diagonală. Da, normal, că le convine. Ciubucuri, alea. Adică ieftinătură, chinezărie, dar normal, faci marfă la ieftinături fiind aurolaci. De fapt, că te laudă, că te fute, că te... Pardon. Nu de prostii. Da. Ce face vreo rău? Da, nu știu. Să te vinzi ieftin. Da, domne, corect. Nu trebuie să te vinzi ieftin, nu trebuie să fie tot organizat. Băi, la leu și nu degeaba. Sau la orice produs, nu-i produs. Da, domne, nici mie nu-mi convine Uber și Taxify, dar e o soluție care mie îmi place din lipsa de cash. Adică stai frumos, liniștit, intră banii în cont și nu te interesează ce dacă mai pe aici. Ah, uite mă, ok, mi-a plăcut chestia asta până la punctul în care au început să facă o minciună. Ce gândire economică se întâmplă dacă crezi că merită riscul de a fi amendat cu 5.000 de lei și rămâi fără plăcuții de matriculare timp de o lună? Păi stai așa puțin. Pe mine m-a oprit poliția de 4 ori într-o noapte. Deci, și nu mai dau numele de familie al polițistului care m-a oprit. Și am zis, domne, iară tu! Și am zis, domne, e 4 ore când mă oprești până noaptea asta. Și mi-a pus piola. Mi-a pus... Bine că nu m-a testat de legale. M-a testat, mă. Așa. Și am dat, domne, uite, domne, muștucu. A, nu, că trebuie muștuc și sigilat. Domne, mai, nu mai de sigilat muștucu, că prăpădești degeaba banii. Nu, domne. Și aveam muștucele alea după mine. Așa, deci m-a oprit de 4 ori poliția numai într-o singură noapte. Și ce s-a întâmplat? M-a oprit și altă dată și mi-a zis, domnule, faci Uber? Da, fac Uber. Ai autorizație de transport personal? Nu, n-am. Bine, hai pa. M-a oprit odată alt polițist chiar la Fântân, la Unirea, că îmi spune mie că domne, trebuia să vă schimbați permisul odată cu schimbarea buletinului, cu domiciliul din buletin. Și am zis, domnul polițist, uitați-vă mai bine, dumneavoastră vă uitați la rubrica data nașterii din permis. Deci am rămas șocat. Cum, domne, deci tu, polițist în uniformă, nu știi să citești un permis de conducere, nu știi să te uiți la rubrică, du-te, frate, uite pe spate. Cred că era de la locală, îmbrăcat în ca să umple Bucureștiul de polițiști. Era pur și simplu la normă, la duzină, băgat săracul om. În fine, a vrut și el să facă o șpagă, probabil. Nu mai zic că cea mai ieftină șpagă am auzit că a dat cineva. Așa, persoana aceea care mi-a spus, mi-a povestit că așa, și că acea persoană a intrat pe contrasens, undeva pe la... unde se făcea metrou la, cum dracu-i zice, mă, pe la București noi, pe la Minoru, era o stradă cu sens unic, cu
două benzi largi și sensul interzis pe acolo pe timp de noapte. Ies polițiștii, pac, oprești, a, interzis, amendă. Ba, pe stai șefule, că... Bă, uite, am și eu 20 de lei. Păi și cum n-ai mai... Păi n-am, atât am. Dacă vrei mă duc și scot după bancomat, mai mult. Bine, hai, dă-i încoa și pleacă. Deci bagă de 20 de lei. Du-te, mă, naibii. Deci să... Așa. Hai, lasă-mă, hai că termin acum. Stai așa. Bun. Deci, polițiști care nu știu să citească permis de conducere, polițiști care iau și pagă 20 de lei, lucruri reale, nu imaginate. Altceva. Chestia cu amendă. Păi mă întreba la, ai eu, faci Uber, da, ai autorizație? Nu, n-am. Bine, hai pa, la revedere. Deci, eu am fost oprit de multe ori și am văzut că fac Uber și nu mi-a dat nici pulea, pardon, amenda asta de 5. Bă, poate există un amendament undeva în lege că faci să te încadrezi acolo la vreo amendă de 50 de milioane, dar uite, toți polițiștii care n-au cadrul legal, frate. Adică, ok, eu nu încalc cu bună știință legea. Deci eu dacă aș vrea să, dacă mâine spune la televizor sau undeva, zice, domne, s-a publicat un monitor oficial că începând cu data de 1 sau 15 ianuarie, ride-sharing-ul e ilegal, ok, nu mai fac treaba asta. Dar atâta timp cât sunt doar vrăjeli, sunt vrăjeli ca să le mai iasă și lor clientela. Deci chestia asta cu ilegal nu e. Dacă polițistul... Și vreau ca să posteze cineva, oricine din Taxify sau din Uber care a primit vreodată vreo amendă de 50 de milioane, îl rog să... facă o scanare, un scan sau o poză cu telefonul pe amenda sau ce a făcut el acolo și să o posteze public, să spună, da, domnule, am luat amenda de 50 de milioane, că am făcut eu ride sharing. Ca să combatem puțin minciunile. Așa. Ce dacă mai... că îți dă 5 lei după... Da, îți mai dă... mai lăsa câte 5 lei, câte 10 lei. Acum nu mai lasă. Da, clienții. Ce rex mai... Da, domnule, deci ăștia au o șansă să facă ceva, să schimbe cumva legea, pentru că au un sindicat, adică ar putea să facă, aibă o influență în a legaliza Uber și Taxify, dar te interzis mai greu. Și chiar dacă s-ar reuși cumva interzicerea Uber și Taxify, este o greșeală, după părerea mea. Adică eu zic că poate să meargă în paralel și taximetria și ride sharing-ul. Asta vreau să zic. În rest, numai bine să aveți. Hai, noapte bună! O pupă portofel. Așa vezi. Asta.